să știți că dacă nu visăm, murim. Ne gândim la o linie circulară cu mocăniță pentru copiii noștri. Cu avuri, poate chiar altă locomotivă, și care să circule așa cum sunt în țările civilizate, să facă un traseu pentru copii cu avuri zilnic, să plimbe nu știu unde, probabil că municipalitatea va hotărâ în viitor apropiat și m-aș bucura tare mult să aveți așa ceva. Eu v-am spus câteva cuvinte, v-aș sta la dispoziție cu mare dragoste să vă răspund la orice întrebare îmi puneți și aștept să-mi puneți întrebări. E o discuție liberă între prieteni, nu e nimic oficial, e o bucurie că avem o locomotivă de acum încolo, copiii se joace cu ea și vă aștept cu întrebări.